Convocarea la ședință s-a făcut în baza dispoziției numărul 387 per 21 iulie 2021 la primarul municipiului Vatra Dornei, având pe ordinea de zi un număr de 19 proiecte de hotărâre. Supun la vot aprobarea ordinii de zi. Cine este pentru? Solicit și aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară din data de 24 iunie 2021 și de la ședința de îndată din data de 15 iulie 2021. Cine este pentru? După cum ați observat în materialele transmise, am avut atașat o notă de constatare pe care aș dori ca domnul secretar general al municipiului Vatra Dornei să o prezinte în urma unui control al prefectului județului Suceava în cadrul primăriei Vatra Dornei. Bună ziua, domnilor consilieri! Bine ne-am regăsit la lucrările de plen a Consiliului Local. Vreau doar să vă pun în vedere faptul că în urma controlului efectuat în data de 16 iunie anul curent, de către instituția prefectului, prin corpul de control constituit din doamna Gafencu și domnul Moroșan, s-a efectuat controlul asupra unor puncte de funcționare a instituției primăriei municipiului Vatra Dornei. După cum ați văzut în materiale, rezultatele sunt bune, urmând ca să mai completăm pe aici, pe acolo, cu câte ceva. Vă mulțumesc foarte mult. Atât am avut de spus. A intrat și doamna? Da, a intrat și doamna Sângeala Maxim. Deci avem un singur absent. Domnul Rei ne transmite faptul că doar în eventualitatea unui vot de abținere sau împotrivă va interveni prin Zoom. Astfel se consemna votul meu ca fiind pentru. Dau citire primului proiect de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cote de teren aferente construcției proprietate privată în suprafață de 35,57 de metri pătrați. E bine, da, e bine, mulțumim. Să rămână așa, o zi bună. Bun, dar dacă de votat, nu știu. Cred că vrea să transmită și ea link-ul lui... Da, terenul suprafață de 35,57 metri pătrați. Teren situat în strada Vulturi numărul 3, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru cucul Liliana, proprietara construcției. Avizul comisiilor din Consiliu C1, C2 și C3. Comisia economică a fost favorabilă. Comisia de urbanism favorabilă. Comisia juridică tot va fi favorabilă. Da. Compartimentul de specialitate. Susținem proiectul de hotărâre. Supun proiectul la vot în plen. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă nu sunt. Proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cote de teren aferente construcției proprietate privată, suprafață de 31 de metri pătrați, teren situat în strada Podul Verde numărul 49, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru Ciornei Petronela, proprietara construcției. S-a discutat ieri pe comisii, au drept de preemțiune proprietarii pentru a-și cumpăra terenurile. Avizul comisiilor C1, C2 și C3. Comisia economică a fost favorabil, Comisia de urbanism favorabil și în Comisia juridică la fel favorabilă. Compartiment de specialitate. Susținem proiectul de hotărâre. Supun proiectul la vot în plen. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Nu sunt. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 31 de metri pătrați situat în strada 22 decembrie numărul 12 și a aprobarea documentației de licitație. Prețul de pornire la licitația al terenului menționat este de 54 de euro per metru pătrat conform raportului de evaluare întocmit. Avizul comisiilor C1, C2 și C3. Comisia economică a avis favorabil.
Comisia de urbanism favorabil, Comisia juridică favorabil. Compartiment de specialitate. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, nu sunt. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 31 de metri pătrați, situat în strada 22 decembrie, numărul 12, și aprobarea documentației de licitație. Prețul de pornire la licitația la terenului menționat la articolul 1 este tot de 54 de euro per metru pătrat, conform raportului de evaluare. Avizul comisiilor C1, C2 și C3. Comisia economică, aviz favorabil. Comisia de urbanism favorabil. Și Comisia juridică favorabil. Votul în plen, cine este pentru? Abține, împotrivă, nu sunt. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Boboc Alesia Denisa pentru efectuarea unui tratament medical. Se aprobă alocarea sumei de 3.000 de lei ajutor de urgență pentru Boboc Alesia Denisa în vederea efectuării unui tratament medical. Avizul comisiilor C1, C3 și C4. Comisia economică, aviz favorabil. Comisia juridică favorabil. Comisia pentru sănătate, aviz favorabil. Cine este pentru? Abțineri, votul împotrivă, nu sunt. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli și a programului anual de investiții pentru anul 2021. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din veniturile proprii pentru anul 2021 și a programului anual de investiții pentru anul 2021, conform anexelor numărul 1, 2, 3 și 4, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Aș solicita, dacă poate, compartimentul de specialitate să ne dea puțin mai multe detalii, că am observat că de ieri până astăzi au apărut câteva modificări. Da. Faptul din dumneavoastră am modificat valoarea sumelor casate, a crescut cu 200.000 de lei. Avem la venituri din exploatarea pădurilor, proprietate. Și am vrea să le folosim pentru că probabil următoarea rectificare va fi la finalul lunii august. Și dacă tot s-au încasat, ei pot fi bugetat. I-am repartizat astfel față de situația prezentată. S-a suplimentat cu 100.000 la reparații străzi neasfaltate, cu 50.000 la activități culturale și cu 50.000 la cheltuieli de funcționare pentru centrala tehnică, față de materialul prezentat. Și acum o să dau citire întregii rectificări ca să se înțeleagă cum evoluează bugetul, da? Se suplimentează veniturile bugetului local cu suma de 1.033.000, din care 324.000 sunt venituri proprie rezultate din încasări peste prevederile bugetare constituite anterior și 709.000 sume FEN încasate în contul plăților efectuate în anul anterior și recuperate în anul curent. Cheltuielile bugetului local sunt repartizate exclusiv la funcționare, 1.033.000. La secțiunea de dezvoltare se retrage 100.000 de lei de la obiectivul de investiții dezvoltare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale. Această retragere este motivată de două aspecte. Nu s-a identificat o posibilă sursă de finanțare pentru acest proiect, iar concesionarul Nova Power & Gas lucrează deja la întocmirea proiectului tehnic de înființare a rețelei de distribuție de gaze naturale în municipiul Vatra Dornei. Acești 100.000 se folosesc astfel. Se suplimentează lista de investiții cu două obiective noi, deși clădirea publică de agrement și bazin de enon, putem să spunem că este chiar nou, pentru că anul trecut i-am finanțat întocmirea documentației. Pe parcurs apar necesități, cheltuieli necesare pentru obținerea de avize și alte cheltuieli.
am repartizat 20.000 de lei, pentru că atât a rămas din sumele, din cei 100.000. 20.000 i-am folosit pentru tâmplărie Termopan, clădire fosta școala 3. Iar următoarele poziții din lista de investiții suferă modificări în sensul creșterii. Lucrări eliberare amplasament Leia, strada Miriștii, 7.000 de lei. Trei poziții care înseamnă documentație pentru depunere la AFM, pentru obținere finanțare, reabilitare termică și energetică la trei unități de învățământ. La Liceul Tehnologic Vasile Deac, la grădinița cu program prelungit Alba Cazăpada și la grădinița cu program normal Licurici. Toate însumate înseamnă o creștere de 24.980 de lei. La o remorcă cu două axe au mai fost necesar 4.900 de lei și la închidere finală depozit deșeuri buliceni au mai fost necesar 22.000 de lei. Iar la bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, nu avem modificări decât în sensul virărilor de credite bugetare între capitole. Dacă sunt întrebări. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt. Avizul comisiilor. Comisia economică a zis favorabil. Comisia de urbanism favorabil. Și comisia juridică favorabil. Compartimentul de specialitate din cadrul primăriei. Supun proiectul la vot în plen. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Nu sunt. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă pe picior și exploatarea masei lemnoase la platformă primară, adică la drum auto, din partizei constituite din fondul forestier, proprietatea municipiului Vatra Dornei. Din partea compartimentului de specialitate, este cineva să prezinte puțin? Nu este. Dacă îmi permiteți, colegul este în concediu. Deci sunt două anexe, de la Ocolul Silvii Vatra Dornei și Ocolul Silvii Dornei Candrenilor. Sunt mai multe partizi care vor fi scoase la licitație. La Ocolul Silvii Dornei Candrenilor, trei partizi. O partidă de 602 metri cubi cu preț de pornire de 450 de lei pe metru cub, o partidă de 268 metri cubi cu preț de pornire de 350 de lei pe metru cub, o partidă de 190 de metri cubi cu preț de pornire de 350 de lei pe metru cub și o partidă la Ocolul Silvii Vatra Dornei de 163,89 metri cubi cu preț de pornire de 64 de lei pe metru cub. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, avizul comisiilor specialitate. Comisia economică, aviz favorabil. Comisia de urbanism favorabil. Comisia juridică favorabil. Compartimentul de specialitate. Abține proiectul. Supun proiectul la vot în plen. Cine este pentru? Abține. Împotrivă. Nu. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație efectuate către domnul Obreja Andrei a unei suprafețe de 874 de metri pătrați, teren situat în calea Transilvaniei numărul 87. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, avizul comisiei de specialitate. Comisia de urbanism favorabil, comisia juridică favorabil. Compartimentul de specialitate. Susține proiectul. Supun proiectul la vot în plen. Cine este pentru? Abține. Împotrivă? Nu sunt. Da. Proiectul numărul 10. 9. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței unui imobil la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei. Se atestă apartenența unui imobil în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, identificat după cum urmează. Locuință suprafață 39,5 metri pătrați, situată în municipiul Vatra Dornei, strada Calea Transilvaniei numărul 47. Teren suprafață de 228 metri pătrați, situată în municipiul Vatra Dornei, strada Arunc numărul 17.
Terenul suprafață de 78 de metri pătrați, situat în municipiul Vatra Dornei, strada Luceafrului, fără număr. Discuții s-au purtat ieri pe Comisia de Urbanism. Da. Este vorba de atestarea apartenenței la domeniul privat. Este un prim pas pentru acest interior. Avizul comisiilor de specialitate. Comisia de Urbanism favorabil, Comisia de Urbanism favorabil. Compartimentul de specialitate. Ținem proiectul de hotărâre. Supun proiectul la vot în plen. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Nu. Proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului situat în strada Oborului numărul 7 și a documentației de licitație în vederea desfășurării de activități economice sau prestări servicii. Se aprobă caietul de sarcini pentru închirierea prin licitație publică a spațiului situat în strada Oborului numărul 7 pentru o perioadă de 5 ani, în suprafață de 23,3 m² și a documentației de licitație în vederea desfășurării de activități economice sau prestări servicii. Prețul de pornire la licitație este de 19 lei per metru pătrat. Din discuțiile purtate ieri, e vorba de un spațiu din incinta pieței agroalimentare care va fi închiriat prin licitație publică. Avizul Comisiei de Specialitate, C1, C2 și C3. Comisia Economică, aviz favorabil. Comisia de Urbanism favorabil, Comisia Juridică favorabilă. Compartimentul de specialitate din cadrul primăriei. Supun proiectul la vot în plen. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Nu sunt. Proiectul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorii contractului de finanțare pentru proiectul reabilitarea secției de obstetrică și ginecologie a Spitalului Municipal Vatra Dornei. Discuții pe marginea proiectului sau dacă este un reprezentant să ne povestească despre ce e vorba? E cum am să dea cu modificări. Am făcut modificări, da. Ați primit dumneavoastră astăzi, dar dau citire proiectului modificat. Se aprobă majorarea valorii contractului de finanțare pentru proiectul reabilitarea secției de obstetrică ginecologie a Spitalului Municipal Vatra Dornei cu suma de 88.881,83 de lei inclusiv TVA. Valoarea contractului de finanțare se modifică astfel. Și aveți aici în tabel valoare inițială, valoare finanțare contract final și diferența care rezultă. Deci, se specifică că data prezentă și vedem da, da, exact. Ăla din Martin. Discuții pe marginea proiectului? Avizul comisiilor. C1, C2, C3 și C4. Comisia Economică, aviz favorabil. Comisia de Urbanism favorabil, Comisia Juridică favorabilă. Comisia de Sănătate, aviz favorabil. Compartimentul de specialitate. Susținem proiectul de hotărâre. Supun proiectul la vot în plen. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Nu sunt. Trebuie să parcurgi mai în două proiecte. Da. Proiectul numărul 12, proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Inspectoratul pentru situații de urgență Bucovina al județului Suceava, județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava, municipiul Câmpul Moldovenesc, municipiul Vatra Dornei, orașul Gura Humorului, municipiul Rădăuț, comuna Fântâna Mare și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Direcția Regională și de Drumuri și Poduri Iași, în vederea realizării proiectului amplasare panouri de afișaj tip LED pentru informarea populației prin mesaje roale. Discuția purtată pe comisii, din ce am înțeles din partea executivului, se va monta un panou LED pe pasarela de la intrare din oraș. La intrarea dinspre Suceava, care va deservi în principiu pentru informarea cetățenilor de mesajele date de către ISU, mesajele tip RoAlert, dar am fost asigurați că în caz că nu au, avem ceva de transmis noi informații de interes public, vom putea folosi separat pentru. Trebuie să le punem în dispoziție spațiul și să asigurăm alimentarea cu energie electrică. Mulțumesc, domnul Vite. Avizul Comisiei C2 și C3. Comisia de Urbanism favorabil, Comisia Juridică favorabilă. Compartiment de specialitate din cadrul primăriei. Supun proiectul la vot în plen. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Nu. Proiectul numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 38.500 de lei pentru organizarea spectacolului folcloric, susținut de ansamblul folcloric profesionist Doina Gorjului, artistul Pamfil Roată
și alți invitați în data de 16 august 2021. Din ce am înțeles ieri din discuțiile de pe comisii, după festivalul păsărului de la Ciocănești, ansamblul va veni și la Vatra Dornei, în parcul municipal va avea loc evenimentul. Va fi doar o zi, da? Da, posibil să mai facem duminică un spectacol cu Clubul Copiilor din domnul Vasile Moroșan și dacă va mai fi ceva invitat și din partea lui domnul Pamcil Roată, care îl felicităm pentru evenimentul și cariera de 52 de ani de rapsod al domnilor și dorim să aibă sănătate și să ne cânte, să ne încânte în continuare. Discuții pe marginea proiectului, dacă sunt? Și eu aș vrea să adaug aici, nu vreau să supăr iubitorii de folclor, dar mi-aș dori pe viitor ca mai mulți bani să canalizăm la investiții, că avem mai nevoie și să găsim artiști mai din zonă pe care nu trebuie să nu trebuiască să plătim cu sume atât de importante. Nu neapărat ei, cât cazarea, toate celelalte care necesită un asemenea transport, cazare, mâncare, poate găsim variante mai ieftine pe viitor. Mulțumim. Discuții? Nu mai sunt. Dacă nu mai sunt, avizul Comisiei de Specialitate, C1, C3 și C4. Comisia Economică, aviz favorabil. Comisia Juridică, favorabil. Comisia pentru Educație, aviz favorabil. Compartiment de Specialitate. Cine am proiectul de hotărâre? Proiectul la votul în plen. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Nu sunt. Eu mă abțin. Am o abțineri și consemneze. Atunci în Cătărință Rău. Da. Proiectul numărul 14. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a majorării valorii contractului de finanțare pentru proiectul Municipiul Verde, mobilitate urbană durabilă în municipiul Vatra Dornei. Sunt prezenți în sala de ședință reprezentanții firmei de consultanță. Am dorit să și proiectantul și compartimentul special din cadrul primăriei, aș dori să se prezinte puțin apariția acestei majorări a indicatorului tehnicului economic și majorarea valoarei contractului de finanțare. Bună ziua, numele meu este Doina Iacoban, sunt consultantul acestui proiect, reprezint Societatea Regională Consulting. Așa cum știți și dumneavoastră, proiectul a fost realizat în anul 2017, deci sunt 4 ani. La momentul respectiv, studiul de fezabilitate s-a realizat prin estimări valorice. Valorile au fost stabilite în baza studiului de fezabilitate. Valorile care au fost, la vremea respectivă, stabilite, au avut fiecare dintre obiectivele de investiții evaluate. Iar astăzi, după o licitație și în urma elaborării proiectului tehnic, valorile au fost stabilite prin cantități de lucrări real de executat. În urma acestor evaluări cu prețuri în anul 2021, valoarea neeligibilă a proiectului crește cu 9.862.000. Este adevărat că este o creștere care este undeva în jur de 20% la valoarea proiectului, ducându-ne cu contribuția proprie la circa 35% din valoarea totală a investiției. Însă trebuie să ținem seama că valoarea totală neeligibilă care înseamnă contribuția noastră n-ar fi putut niciodată să se transforme în valoare eligibilă. Noi, accesând la momentul elaborării proiectului, suma maximă de 5 milioane de euro. Iar valorile care între timp au însemnat actualizări de preț reprezintă aceste sume care, oricum am dorit noi să le transformăm, niciodată n-am putea să le transformăm în cheltuieli eligibile. De asemenea, trebuie să ținem seama că aceste valori reprezintă investițiile care se complementează cu celelalte contracte de finanțare pe care le avem în implementare. În total, cele 11 contracte de finanțare au componente care fiecare dintre aceste contracte și-au regăsit costurile eligibile în ghidurile solicitantului, deci n-am putut tipuri de investiții care le avem în acest contract, să le regăsim ca și investiții în alte contracte de finanțare pe care am fi putut să le accesăm. Din acest raționament, sfatul meu și recomandarea mea în acest moment este ca acest contract să meargă înainte, să nu renunțăm la el,
Chiar dacă sunt în acest moment informații, dar doar informații, că Guvernul va aproba prin hotărâre de Guvern o componentă prin care autoritățile publice vor putea să suplimenteze sumele cu care să vină pentru cofinanțarea proiectelor prin credite angajate, dar credite care să nu aibă accesorii, respectiv dobânzi și comisioane, este doar o informație. Eu recomand să mergem înainte, pentru că chiar în ideea în care acest contract de finanțare am dorit să-l depunem în PNRR, pentru că doar acolo ne-am regăsit, nu avem niciun moment certitudinea că o finanțare nerambursabilă ar putea să fie peste acest nivel de 5 milioane, care în această perioadă de programare a fost nivel maxim de finanțare nerambursabilă. Acesta ar fi logica evoluției cifrelor și argumentele privitoare la faptul că proiectul merită să meargă înainte, chiar cu efortul de a pune această contribuție pentru suplimentarea costurilor neeligibile. Este adevărat de asemenea că în urma licitațiilor care vor fi organizate pentru atribuirea contractelor, s-ar putea ca această contribuție a noastră să nu fie la acest nivel. Și, de asemenea, contribuția noastră nu trebuie să o punem într-o tranșă sau în două tranșe. Este o contribuție care o vom pune pe parcursul a 24 de luni, sau poate chiar mai mult decât atât. Cert este că, în acest moment, forul va fi activ până în 31 decembrie 2023. Însă, pe expertiza noastră și pe expertiza dumneavoastră, care sunteți cei mai buni, adică municipiul Vatra Dornei este pe locul 2 la nivel de regiune al Nord-Est, în ce privește numărul de proiecte accesate și valoarea acestora, dar s-ar putea ca valoarea să depășească Siretul, Siretul este înaintea noastră. Ca număr de proiecte. Ca număr de proiecte, da. De aceea recomand să mergem înainte. Acum, dumneavoastră, puteți să ne adresați întrebări ca să lămurim acele aspecte care poate n-au fost suficient de clare sau poate am avut un limbaj care n-a fost suficient de explicit. Însă sfatul meu, având în vedere evoluția tuturor contractelor de finanțare de până acum și logica semnării contractelor și logica valorilor maximale, mă face să cred că această valoare de 5 milioane de euro va rămâne o valoare maximală și în următoarea perioadă de programare pentru aceste categorii de proiecte. Este adevărat că proiectul în sine este unul care are tot felul de componente pentru că duce la regenerarea urbană a municipiului Vatra Dornei. De la componente, și aici domnul proiectant o să ne detaleze, de la componente care îmbină partea de circulație a turiștilor cu partea de vizitare a zonelor care sunt istorice, cu realizarea acelei joncțiuni către casino, cu zona de pietonală, cu partea de circuit de autobuze, care este o noutate pentru municipiul Vatra Dornei, este un proiect care merită să fie făcut. Adică argument, toate aceste argumente mă face să încerc să vă conving să mergeți înainte și sunt alături de dumneavoastră. Mulțumim. Dacă sunt colegi care vor să adreseze întrebări pe marginea proiectului, eu vreau să întreb dacă Doamne ferește, nu se promulgă ordonanța cu creditul prin dezvăluire. Sigur că da, ne încadram, cred că la CEC am putea să solicităm acest credit, dar vom milita cu toate instrumentele pe care le avem pentru a putea obține acea finanțare care să ne poată asigura confortul ca proiectul să poată să fie scos la capăt cu bine. Se vorbește despre aceste componente de creditare, dar deocamdată este la nivel de discuții, pentru că dacă ne uităm în PNRR, există în PNRR chiar o componentă care este adresată susținerii implementării proiectelor. Însă este prematur să afirmăm acest lucru, pentru că PNRR-ul nu este avizat de Comisia Europeană și am discutat fără un fundament care să fie legiferat. Pentru că avem și șansa da. Comisia. Dacă îmi permiteți o completare, pentru cofinanțări sau cheltuieli neeligibile, suntem exceptați de la acea condiție a Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale pentru a ne încadra în acel 30% grad de îndatorare. Și atunci, orice proiect care are o componentă fel, va fi finanțat de orice bancă comercială. Bineînțeles, noi trebuie să accesăm un împrumut doar prin licitație publică.
Da. Mulțumim, domnul Tarcă. Vreau să întreb, nu se pot anumite cheltuieli neeligibile, nu se pot transfera să fie finanțate pe alt proiect european? Mă refer mai exact la, am văzut o componentă de iluminat stradală. Știu că avem un proiect cu reabilitarea iluminatului stradală, nu știu la care. Și sunt pe proiectul ăsta de mobilitate, undeva la vreo 2 milioane și ceva de lei neeligibil pe iluminat, la pistele de biciclete sau ceva din nu se pot transfera pe proiectul general. Chiar vă voi explica în amănunt acest aspect, pentru că l-am judecat la momentul la care am elaborat proiectul, că erau două proiecte în elaborare. Era proiectul de iluminat pe de o parte și proiectul de mobilitate urbană. Iluminatul care este prins în acest proiect este un iluminat care este pietonal. Deci nu este un iluminat care să fie stradal. Din acest raționament, el asigură iluminatul pentru biciclete și iluminatul pentru pietoni. Din acest raționament, n-am putea niciodată să-l scoatem de aici și să-l ducem într-o altă parte. N-a fost existentă o componentă de finanțare a iluminatului pentru circulația pietonală în această perioadă de programare. Și cred că nici în viitoare perioadă de programare, pentru că de obicei componenta de iluminat ori este în componenta de eficientizare energetică, ori este în componenta de infrastructură. Și o secțiune care să fie pietonală în infrastructură nu se poate și nici o secțiune mică în eficientizare energetică nu se poate. Din acest motiv, nu putem extrage și nici nu putem renunța pentru că rezultatele proiectului sunt cuantificate și au fost evaluate la momentul evaluării cererii de finanțare. Mai era și partea cu autobuzele, cred că eu știu că prin PNR se impulsionează tot ce se dezbate astea energie verde, inclusiv autobuzele electrice. Era aceeași întrebare, dar se pot transfera, dar ați spus mai multe. Da, sunt rezultate ale proiectului și nu vom putea să le extragem de aici, să le ducem în altă parte. Am și eu câteva. Proiectul se vehiculează exact cum a spus, în 2017, deci ceea ce va schimba fața dormii, cum declară și executivul local. Am apucat doar ieri să arunc un ochi peste proiect și la prima vedere, este o documentație foarte stufoasă, am avut timpul fizic să parcurg toată documentația. Nu schimbă chiar toată fața orașului, fiindcă clădirile rămân la fel de neîngrijite. Da, se schimbă strada Mihai Eminescu, se renunță la locul de parcare pe Mihai Eminescu, se schimbă luceafărului, doar pavajul vine granit, se face sub-traversarea podul pietonal și Republicii, pavată și asfaltată până la intersecția cu Lucoi. Vreau să știu dacă această suplimentare de buget, în primul rând, primăria și-o poate asuma, pentru că de-a lungul timpului ne-am plâns că nu avem bani la bugetul local, deși consider că dacă făceam economic la achiziții de Rumeguș, în 2 ani s-au cheltuit 2 milioane de euro pe pierderi la centralul pe achiziții de Rumeguș, iar aici și acum venim cu credite. Și vreau să știu dacă, la momentul în care a fost gândit proiectul, studiul de fezabilitate n-a fost subevaluat. Da, și voi începe cu partea de fațade de clădiri. Să știți că la nivel de municipalitate am avut început un proiect la momentul la care au fost primele componente de eficientizare energetică a clădirilor și la momentul respectiv au fost luate în analiză mai multe zone de locuințe pentru a putea face eficientizarea energetică a blocurilor. Dar, din păcate, n-am putut să mergem mai departe pentru că partea de cofinanțare ar fi trebuit să fie asigurată, pe de o parte, a fost două motive. Pe de o parte, a fost partea de cofinanțare care trebuia asigurată de către asociațiile de proprietari, lucru foarte dificil în condițiile în care veniturile știm cum sunt. Iar cel de-a doilea motiv a fost legat de faptul că deja foarte multe locuințe aveau înlocuite partea de ferestre, partea de balcoane, iar intervenția asupra unui bloc de locuințe ar fi însemnat să desființez ceea ce este existent pentru o uniformizare a intervenției. Și din acest motiv am rămas fără acest proiect, dar poate vom reveni asupra lui în condițiile în care PNRR-ul ne va permite. Iar partea de fațade, de clădiri, în afară de această componentă, nu am mai avut o altă regăsire ca și cheltuială eligibilă pe alte componente de finanțare.
A fost eligibile clădirile publice, dar clădirile publice cu anumite eligibilități. Și din acest motiv n-am putut, și nu este doar municipiul Vatra Dorei în această situație, și municipiul Câmpulung Moldovenesc este exact în aceeași situație, arată bine un obiectiv și arată rău ce este în jur. Dar vom vedea dacă în această componentă de eficientizare energetică care este în PNRR nu vor fi relaxate puțin condițiile, având în vedere că la nivel național s-a întâmplat acest aspect. Nu a fost doar un aspect constatat aici. Iar în ceea ce privește evaluarea studiului de fezabilitate, uitându-ne acum peste valorile care sunt și peste valorile care au fost la momentul respectiv, având în vedere obiectivele pe care le-am gândit la momentul respectiv, n-ar fi putut să-și dea seama proiectantul decât dacă am fi avut posibilitatea să mergem și să depunem proiectul la faza de proiect tehnic. Pentru că aveam această posibilitate, să depunem la faza de proiect tehnic. Dar n-aveam timpul necesar pentru că a fost o competiție, după cum știți, încă a fost foarte harnică și de aceea este și pe primul loc în municipalitatea din Vatra Dornei. Intenția era să putem să ajungem în competiție cu documentație conformă, să intrăm în evaluare, să primim punctajul minim și să putem să semnăm un contract de finanțare. Fiecare dintre aceste obiective fiind evaluate prin estimări. Am putea să spunem, poate că au fost subevaluate, însă n-aș avea un fundament. Știți, să spun, uitați, au fost subevaluate. Am fost nevoiți ca contracronometru, pentru că știți cum s-au deschis licitațiile de proiecte. Înainte, cu 2 săptămâni s-a publicat ghidul final, în 2 săptămâni a dat peste cap domnul primar cu echipa, cu documente, cu proiecte, cu drumul la Suceava. Știți dumneavoastră că toate au trecut prin mâna dumneavoastră și ați instrumentat. Și au fost și multe la vremea respectivă, dar dacă atunci nu munceam, astăzi chiar nu aveam despre ce să vorbim, aveam poate o singură problemă și era foarte liniștit. De aceea tind să cred că într-o proporție de 90% nu a fost o subevaluare. Poate a fost nicio misiune, dar subevaluare categoric nu a fost, pentru că ne-am fi trezit la o valoare care să se ducă cu peste 60% peste valoarea contractului inițial. Adică subevaluare înseamnă atunci când omiți elementele majore. Am înțeles. Le-a face discuții cu aia proiectului. Dacă nu mai sunt discuții, solicit avizul Comisiei de Specialitate. Comisia Economică, aviz favorabil. Comisia de Urbanism, favorabil. Comisia Juridică, favorabil. Compartimentul Specialitate. Susținem proiectul de hotărâre. Supun proiectul la votul în plen. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Nu sunt. Proiectul numărul 15 a fost retras de pe ordinea de zi de către inițiator. Proiectul numărul 16. Să fie bine. Vă mulțumim pentru... Am fost din bună bună. Noi vă mulțumim că sunteți temerari. Ceea ce înseamnă investiții. Oricum, dorința mea personală e ca acest proiect să înceapă cât mai repede și să fie efectuat ca la carte, nu ca alte proiecte. Doamne ajută să fie știm și... Proiectul numărul 16, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice a investiției, extindere rețea de alimentare cu apă potabilă și rețea de canalizare pe strada poligonului din municipiul Vatra Dornei, județul Suceava. Din discuțiile de ieri am înțeles de la domnul primar că e vorba de extinderea rețelei de apă pe zona poligonului, de unde s-au construit locuințele pe legea 15. Sunt unii cei care au avut posibilitatea să se branșeze singur, în principiu cei care au fost mai aproape de strada principală poligonului, mai aproape de apă și de canal, s-au acordat singur. Mare parte din cei care sunt în spate, știți că s-au construit foarte multe locuințe acolo, nu beneficiază de apă canal și atunci e normal să-i ajutăm să aibă aceste utilități acolo. S-au construit case, mare parte, frumoase, arată zona într-un fel
cum ar trebui să arate și atunci clar datoria noastră să asigurăm utilități. Este datoria noastră să le ducem utilități. Valoarea totală investiției este în sumă de 329.605 lei. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu, solicit avizul comisiilor C1, C2 și C3. Comisia economică, aviz favorabil. Comisia de urbanism favorabil. Comisia juridică favorabil. Compartiment de specialitate din cadrul primăriei. Susținem proiectul de hotărâre. Votul în plen, cine este pentru? Abțineri, împotrivă, nu sunt. Proiectul numărul 17, proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 46.000 de lei pentru organizarea și desfășurarea simpozionului Biblioteca Ghete Chirileanu Vatra Donei și colecțiile speciale. Din discuțiile de ieri de pe comisii, în perioada 24-27 august va avea loc evenimentul în cadrul Bibliotecii Ghete Chirileanu Vatra Donei și se va edita un album care va reprezenta municipiul Vatra Donei în imaginile de odinioară. Un 600 de exemplare, da. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu, avizul comisiilor C1, C3 și C4. Comisia economică, aviz favorabil. Comisia juridică favorabil. Comisia pentru educație, favorabil. Supun proiectul la vot în plen. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, nu sunt. Proiectul numărul 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 6.400 de lei pentru organizarea caravanei filmului în aer liber în zilele de 13 și 20 august. Discuții pe marginea proiectului? E vorba de două... Filme care au prezentat în aer liber, care sunt prezente și la TIF, sunt filme noi. Vorba de Tata Mute Munții, da, unul dintre ei. Și mai este unul, filme care, din ce am înțeles, sunt foarte apreciate. O să încercăm să reluăm activitățile care le aveam an de an, vară de vară, cu filme în aer liber, cu evenimente. Unul din aceste evenimente va fi seară de film, de fapt două seară de film la Pârtia Veverița în aer liber, pe data de 13 și 20 august. Avizul comisiilor C1, C3 și C4. Comisia economică, aviz favorabil. Comisia juridică favorabil. Comisia de hotărâre, aviz favorabil. Compartimentul de specialitate din cadrul primăriei. Susținem proiectul de hotărâre. Supun proiectul votului în plen. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, nu sunt. Proiectul numărul 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerei schimbării destinației imobilului în care a funcționat fosta grădiniță cu program normal numărul 8 din municipiul Vatra Donei, din strada Bunărel numărul 13, apartament 1, din imobil cu destinația unități de învățământ în imobil cu destinația de locuință. Da, este vorba de garsoniera în care a activat o grupă de grădiniță pe strada Bunărel. După cum se știe, am reușit și am finalizat lucrurile la grădinița pe strada Chilia. Grupa de acolo s-a mutat jos, lângă fosta școală 3, iar acea garsonieră a rămas goală pentru a putea o scoate și a redea un circuit de locuință. Avem nevoie, în primul rând, de hotărâre de consiliu local, după care de avizul conducătorilor de unități școlare din municipiu, avizul inspectoratului școlar județean și avizul ministrului. Deci un pas mai lung, mai mulți pași care trebuie să făcut, ăsta e primul hotărâre de consiliu local. Practic acolo este un loc gol, la ora actuală. Da, și locuința n-a fost din prima destinație grădiniță, tot locuința a fost și normal acum nici nu s-ar putea aviza pentru că are un spațiu neconform pentru a fi grădiniță. Deci își revine la vechea destinație. Avizul Comisiei de Specialitate, C2 și C3. Comisia de urbanism favorabil, Comisia juridică favorabil. Compartiment de specialitate. Susținem proiectul de hotărâre. Supun proiectul în plen. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Nu sunt. Proiectul numărul 20, diverse. Dacă
sunt dintre colegi care vor să se înscrie la diverse. Eu aș avea o singură întrebare la capitolul diverse. Am analizat nota de constatare și există un termen prevăzut pentru a îndeplini ceea ce au constatat, ce a constatat corpul de control din partea instituției prefectului. Și mi-a sărit în ochi faptul că primarul a trebuit să prezinte în fața Consiliului Local raportul anual asupra gestionării bunurilor, conform prevederii articolului 289 alineatul 1 din ordonanța de guvern 37/2019, privind codul administrativ cu modificări și completări ulterioare. Aș dori să mi-aduc, să mi se pună la dispoziție către executivul local un raport de valorificare a bunurilor care au fost în domeniul privat al municipiului și în domeniul public. Aici fac referire la fosta clădire din, de la stadion, fosta clădire de vestiare, care ar fi trebuit să fie valorificată după demolare. Am văzut că termopanele au ajuns prin diferite locuri, dar nu știu în ce teme legal. Bordurile, pavele, cum sunt valorificate, cele care sunt scoase și înlocuite, precum și gardul de fier de la stadion, care vreau să știu cum a fost valorificat fierul vechi. Da, sunt întrebări simple și normale. O să vă rog să așteptăm să vă fac în scris pentru următoarea ședință sau dacă doriți pentru următoarea ședință. În perioada următoare și lucrurile sunt toate la locul lor. Deci dacă s-au dus undeva anumite geamuri, s-au dus tot la locuințele sociale care le avem noi în dotare și unde avem foarte gravă situația și trebuie să vedem dacă reușim să începem și niște reparații. Ele le întrețin oamenii de 30 de ani cu cheltuiala lor și de la noi au fost intervenții foarte mici din lipsa bugetului. Am înțeles. Pentru deci, următoarea ședință, dacă puteți să puneți la dispoziție, nicio problemă. Dar aș vrea să fie pus la dispoziție, nu așa cum a fost pus la dispoziție și dovada faptului că s-a stropit împotriva căpușilor. Nu, numai... Revin cu solicitarea să nu se rugămintea facă... mea ca în solicitare să menționați exact. Vă rog, aveți contractul. Contractul de prestare servicii în ceea ce privește dezinsecția. În regulă. Și ținând cont că este ultima ședință pe care o prezidez, vă mulțumesc pentru faptul că m-ați suportat în capul mesei, dar aș vrea ca pe viitor secretarul municipiului Vatra Dornei, secretarul general al municipiului Vatra Dornei, să aplice articolul din regulamentul de funcționare a Consiliului Local, prin care municipiul Vatra Dornei, primăria municipiului Vatra Dornei, își asumă faptul că fiecare ședință va înregistra și o va face publică. Până în momentul de față, nu am văzut nicio ședință de Consiliul Local filmată de către primăria municipiului Vatra Dornei și publicată oficial. Vă mulțumesc. Domnul Țarcă? Mai trebuie să zic la unii sunt probleme pe drumul de care ne-a asfaltat, în care sunt bani pentru aluviurile din urma fărăzării. Au o vedere și vadă părați. S-au făcut și să mai facă. Intervenim în fiecare săptămână, dacă ai terminat sâmbăta și spre duminică vine o ploaie mai puternică, normal că ne trezim că s-au dus peste cap. Într-adevăr, aici sunt bani aruncați care petruim, nivelăm, cilindrăm și iar stricăm. Dar asta dorim, să putem începe niște proiecte bune cu cele 21 de străzi care sunt deja depuse de atâta timp proiectul. Sperăm să fim înțeleși și să reușim să apărăm municipiul cu străzi asfaltate și așteptăm să mai vină și celelalte lucruri bune pentru Dorna. Gazul va ajunge, deci cum am zis, până în octombrie la Vatra Dornei, la Cimitirul Eroilor. Proiectele sunt în plină implementare și mai vin din urmă altele. Deci ne zbatem, facem, nu suntem chiar atât de liniștiți și comozi în scaunele care le avem în primărie. Deci se muncește cu adevărat. Mai am o rugăminte, doamna consilier juridic. Vă rog frumos să consemnați în procesul verbal faptul că vreau și dovada faptului că dezinsecția s-a făcut. Faptul că există un contract de prestări servicii încheiat cu o societate nu face dovada faptului că s-a stropit în parc. Dovada cu o factură? Factură, cu procesul verbal de recepție a lucrărilor, a serviciului prestate, un raport în regulă.